Conducerea DSP Suceava a precizat că, în cadrul programului, criteriile de acordare sunt cele medicale, nu sociale, pe baza rețetei de la medicul de familie. Fiecare sugar cu vârsta între 0 și 12 luni poate beneficia de 7 până la 9 cutii de lapte praf dacă se încadrează în criteriile medicale cerute, potrivit reglementărilor legale. Primăriile sucevene care intră acum în program sunt cele din Adâncata, Dărmănești, Dumbrăveni, Moara, Grănicești, Mitocu Dragomirnei, Drăgușeni, Stulpicani, Valea Moldovei, Șerbăuț, Câmpul Moldovenesc, Vama, Gălănești și Voitinel. Media este de 10 baxuri, respectiv 200 de cutii pe primărie. Doar administrația locală din Câmpul Lung Moldovenesc beneficiază de cantitate dublă.